Cu o istorie de peste 750 de ani, Mediaș e unul dintre cele mai vechi orașe din România. Centrul istoric a conservat trecutul prin monumentele medievale din vechea cetate transilvaneană. Din 1900, Mediaș se leagă de dezvoltarea industriei gazelor naturale în România. Cu o populație de până la 40.000 de locuitori, Mediaș își pregătește tinerile generații în mai multe licee și școli gimnaziale. Una dintre acestea, George Popa, e o școală veche, înființată în anii 30. Școala noastră este a doua școală construită în Mediaș, a fost construită de locuitorii din cartier. În școală învață în jur de 250 de copii, majoritatea lor de aici din cartier, un cartier cu multe familii defavorizate. În prezent, școala are 11 clase și 20 de profesori. Nu e însă ocolită de provocările abandonului școlar și de problemele cu care se confruntă elevii afectați de întreruperile impuse de pandemie. Ne-am confruntat cu mai multe provocări, în special legate de menținerea nivelului de angajament și participare din partea elevilor în procesul educațional. Digitalizarea educației a fost accelerată de schimbările din perioada pandemiei, ulterior fiind facilitată prin diverse oportunități de finanțare, cum ar fi Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar. Școala condusă de profesorul Radu Prisăcaru a participat la acest program. Ne-am bucurat foarte mult că a apărut acest proiect. Prin digitalizare am urmărit ca minimum un sfert din orele predate să conțină elemente digitale, în așa fel încât Predarea, evaluarea și toate aceste componente ale lecțiilor să fie mai dinamice și să fie mai plăcute elevilor. Astfel a fost creat un laborator echipat cu 38 de laptopuri educaționale. Am optat pentru ASUS Chromebook CR1100, un model ce răspunde perfect cerințelor noastre educaționale. Elevii sunt atrași de noua tehnologie și de metodele moderne de educație. În general sunt folosite la efectuarea temelor, pot să vă spun că sunt folosite la majoritatea materiilor, dar în special la limba română și la matematică. Laptopurile sunt foarte ușor de utilizat pentru că rulează sistemul Chrome, similar cu browserul cu același nume, iar ecranul tactil simplifică interacțiunea în aplicațiile educaționale. Ca administrator al instituției, am fost interesat de fiabilitatea și rezistența acestor dispozitive, protejând investiția făcută și continuitatea utilizării. Protecția de cauciuc de jur-împrejurul carcasei reduce impactul în cazul șocurilor fizice, date fiind posibilitatea ca dispozitivele să fie scăpate deseori de copii. Elevii pot interacționa mai rapid prin ecranele tactile și pot utiliza aceste laptopuri inclusiv în modul tabletă. Copiii le utilizează intensiv, iar dispozitivele rezistă la această uzură zilnică. Tastatura rezistă la vărsări accidentale de lichid, iar balamaua e foarte rezistentă. Având în vedere că diferițele folosesc aceleași laptopuri, prevenirea răspândirii bacteriilor e un aspect important. Cu Asus Antibacterial Guard, Chromebook-urile CR 1100 sunt mai sigure pentru elevi, stratul antibacterian inhibând creșterea bacteriilor pe suprafața laptopului. Chromebook-ul CR 1100 de la Asus a dovedit o alegere foarte bună și datorită autonomiei bateriei. Poate fi folosit convenabil de către elevi pe durata întregului orar, iar încărcarea prin USB-C simplifică și mai mult menținerea dispozitivelor în uz fără a necesita vreun încărcător special. Apreciez aceste modele CR1100 și din rațiuni economice. Reprezintă o investiție eficientă pentru școală, necesitând mai puține reparații și având un ciclu de viață mai lung. Totodată, sistemul de operare Chrome OS e unul sigur și are nevoie de o întreținere minimă. Prin introducerea acestor laptopuri în clasă, am observat o îmbunătățire a modului în care elevii noștri se implică în procesul de învățare. Utilizarea platformei digitale cu animații interactive, experimente virtuale și materiale video a îmbogățit semnificativ predarea și a făcut lecțiile mai atrăgătoare și mai accesibile. Posibilitatea de a da teste online și de a primi feedback pe loc a îmbunătățit procesul de evaluare. Alegerea dispozitivelor ASUS Chromebook CR1100 a fost, fără îndoială, un pas important în modernizarea procesului educațional și în atingerea obiectivelor noastre de a reduce rata abandonului școlar și de a îmbunătăți performanțele academice ale fiecărui elev. Școala gimnazială George Popa din Mediaș a făcut un pas înainte cu Asus Chromebook Cere 1100. E un exemplu pentru orice școală pentru a răspunde cerințelor educației de azi, pregătind elevii pentru provocările de mâine. Sunt mândru de progresele realizate și sunt încrezător că această inițiativă va continua să aibă un impact pozitiv asupra elevilor noștri.